început vă spun bine ați venit în comunitatea noastră. Aș vrea să vă precizez faptul că eu voi împlini un an de activitate pe data de 28 iunie. Alegerile au fost pe 5 iunie. Pe data de 28 am depus jurământul în calitate de primar. Ce să vă spun? Poate nimic nu e întâmplător în viața asta. Data de 28 este ziua de naștere a Preasfințitului. Eu mă ghidez în viața mea după niște principii. Îmi doresc să fac tot ceea ce ține de mine. Știu că nimic nu-i mai, nicio pernă nu-i mai e odihnitoare decât o conștiință curată. Am intrat în chestia asta și am ales să candidez, deoarece cred că pot face lucruri care sunt utile pentru comuna noastră, împreună cu echipa pe care o am. Și ne-am străduit de când am preluat mandatul să încercăm să punem lucrurile la punct. În măsura în care noi aveam aici personal insuficient, la cadastru, de exemplu, erau două zile pe săptămână, era un contract de prestări servicii cu o persoană calificată care venea două zile pe săptămână. În condițiile astea nu poți fi eficient la o comună de mărimea comunii, deci așa cum este comuna Ghereiești. Are 6500 și ceva de locuitori, dintre care mare parte sunt acum plecați în străinătate, lucrează. Vin acasă ocazional, cu ocazia diferitelor sărbători sau în concedii. Apoi, la urbanism, aceeași situație. Aveam un om care venea două zile pe săptămână, o doamnă care era calificată pe așa ceva. În condițiile astea nu poți fi eficient. Vine omul cu o problemă pe probleme de cadastru. A, stai așa, ca zi, doamna, nu, veniți mâine, veniți poimâine. Nu este ok să purtăm omul pe drumuri. Am făcut eforturi și au fost de durată, am încadrat om specialist pe probleme de cadastru și pe probleme de urbanism. Și acum avem om în fiecare zi aici, putem rezolva cu operativitate maximă din cauza faptului că s-a procedat așa. Deci preferând să lucrezi cu personal mai mic și să-i ții sub un cazan, ca într-un cazan de presiune, așa nu poți face performanță, cred eu. Acum au rămas multe lucruri în urmă. Spre exemplu, în registrul agricol, la ora actuală, sunt înregistrate aproximativ 30% din datele care ar trebui să fie. Ești pus de multe ori în situația să iei niște decizii pe care le poți lua pe baza unor date la care trebuie să ai acces instant. Nu să stai să adun nu știu câte registri sau nu știu ce. Au fost multe lucruri rămase, cum să vă spun, din cauza asta, în urmă. Și cu pășunile, și cu terenurile, încă nu e clarificată situația. Noi facem eforturi susținute acum pentru a face lumină și a clarifica toate aceste probleme. Am văzut că foarte mult ați pus accentul în acest an pe dezvoltarea infrastructurii, în special acelei rutiere. Ce fel de fonduri ați folosit aici? Păi, au fost proiecte începute de către domnul fost primar, domnul Bereșoai Carol, cel care se referă la strada Cobzar, unde am precizat acolo în scurtul material pe care l-am prezentat acolo. A fost șoseaua aia... 2 km. Da, aproape 2 km, într-adevăr. Au fost... Deci a trebuit lărgite, pentru că inițial s-a început cu o lățime mai mică decât prevedea proiectul, după care, deci am turnat stratul al doilea, stratul de uzură și lărgit cu încă jumătate de metru, ca să corespundă proiectului. Iar strada de la Ghereiești Noi, la fel, era începută. Eu doar am făcut demersuri în sensul că am insistat din nenumărate ori la cei care începuseră lucrarea să o ducem la bun sfârșit, pentru că oamenii așteptau. Iar acum am spus să continuăm și pe direcția asta, cu drumurile, cu infrastructura, pentru că e un aspect foarte important. Și am depus un proiect pe PNDL, 5,820, am precizat acolo, kilometri. Sperăm să primim finanțare pentru el. Mai avem un proiect care a fost făcut înainte cu fonduri pe Afirera, numai că nu știu cum a fost ăla întocmit, că nu cred că se realizează punctajul necesar pentru a fi depus. Sunt câteva străzi. Marea problemă a tuturor comunelor este alimentarea cu apă și acest sistem de canalizare. Am văzut că da.
urmează să realizați deja în comună un asemenea proiect. Da, am preluat rețeaua, era deja înființată rețeaua de alimentare cu apă și canalizare. Exista însă o problemă, nu era predată niciunui operator și, după cum știți, nicio comună nu dispune de mijloacele necesare pentru a gestiona o asemenea rețea. Numai dacă vă uitați pe un buletin de analiză a apei, să vedeți câți parametri sunt acolo și ce costuri sunt, nu cred că își poate permite o comună, așa cum afirma unele persoane că nu am fost lăsat, dar aș fi gestionat rețeaua. Astea sunt, în opinia mea, povești, ca să ne exprimăm eufemistic. De ce? Să fiu foarte sincer, demersurile erau început, însă am făcut și noi o analiză. Operatorul Apa Vital este cel mai mare din Moldova. Dânsii aveau tariful neschimbat de 3 ani de zile. Deci, și într-o listă cu... Era mai mare, era o diferență cumulat apă și canal de 1 leu și 14 bani. Ori cred că pentru un om de la țară care are alimentare cu apă și canalizare, contează 1 leu și 14 bani la metru cub. E un preț, totuși, destul de important. Sunt peste 300. Noi mai avem un proiect. Sunt puțini, într-adevăr. Noi de acum ne-am degajat de problema asta, că am predat, în sensul, am predat către operatorul ăsta. Era, cum vă spuneam, și aveam mari probleme din cauza asta, pentru că nu era predată rețeaua. Trebuia orice problemă, la orice oră te suna, nu aveai mijloacele necesare cu care să remediezi eventualele defecțiuni, avarii care apăreau la sistem. Deci dânsii dispun de mijloacele necesare și remediază cu operativitate maximă. Există și un call center, la orice oră sună, au prevăzut un termen în care sunt obligați să intervin și intervin. Dispun de specialiști foarte buni. Am avut ocazia să-i examinez acești oameni în timpul predării rețelei și înainte, bineînțeles, când au venit și au inventariat ce anume defecțiuni au fost la... Că erau niște defecțiuni care au trebuit remediate. Nu. Noi avem o stație de captare proprie, da? În apropierea râului Moldova și de acolo, deocamdată. Ceea ce mă bucură pe mine și unul din criteriile pe baza cărora am optat pentru operatorul Apa Vital Iași a fost și faptul că dânsii ne vor racorda la conducta de la Timișești. Acolo s-a făcut o investiție destul de mare, vorba de milioane de euro, din câte am înțeles dânsii dispun de resurse foarte mari de apă, apă de calitate. Da, și faptul că ne racordează și acolo, în eventualitatea în care apare o avarie la stația noastră de captare, să nu rămână populația fără alimentare, adică se elimină orice întrerupere care ar putea apărea datorată avariilor. Și în altă ordine de idei, mă bucură faptul ăsta pentru că avem posibilitatea de a racorda mai rapid satele Tețcan și Ghereștii Noi, care și acești cetățeni sunt tot din comuna Gherești și dânsii. Nu sunt cetățeni de mâna a doua, trebuie și dânsii să beneficieze de condițiile unui trai civilizat. Da. Care este perspectiva de mulțimea numărului de consumatori? Oamenii conștientizează faptul că apa este din ce în ce mai poluată. Conținutul, s-au făcut diferite analize, nitriți, nitrați, conținutul e foarte mare și se expun pe dumnealor, se expun copiii la diferite animalele, la diferite boli. Și sunt sigur că vor conștientiza și numărul va crește simțitor al celor care se vor acorda. Și este adusă până la partea cetățenilor. Da, da. De acolo suportă dumnealor. Ca și cu... O altă problemă de infrastructură pe care o doriți realizată la Chereiești, pare a fi aducerea cu gaz metan. În ce față aflați cu acest proiect? Pentru noi, alimentarea cu gaz metan a comunei a reprezentat prioritatea zero. Noi am fost acționari la SECE Cordun Gaz mai de mult. Eu m-am opus atunci, din păcate eram în minoritate și nu am putut influența acest lucru. S-a preferat să se vândă cele 5% acțiuni pe care noi le dețineam acolo, lucru total incorrect. Cu banii respectivi s-a achiziționat un autogreder care acum se află la casare.
a fost luat de la o societate care se ocupa cu drumuri și poduri. În condițiile astea, vă dați seama că acum ne-a venit mult mai greu să începem. Am început demersurile din prima zi când am intrat, referitor la, am început să mă interesez care ar fi posibilitățile. Și am făcut nenumărate drumuri, demersuri, telefoane. Când am aflat că în comuna Tămășeni, cineva, un operator, a făcut alimentarea pe banii dumnealui pentru toată comuna, atât de, nu știu, bucuros am fost, am dat nenumărate telefoane, drumuri pe acolo, l-am căutat pe om, nu-l găseam. Într-un târziu a venit dumnealui, domnule, dar eu nu mai fac de astea. Și eu, când îmi recuperez eu banii, mai am un an de achitat credite la bănci, păi nu, cu 30 de lei, 40 de lei care dau consumatorii la, ca la butelii, pe timp de vară, că e mai ieftin decât o butelie, și nu mai fac din astea. Și am fost dezamăgit, după care am mai făcut și alte demersuri, am depus de pe 5 octombrie 2016 memoriul la SC Cordon Gaz. Între timp s-au găsit niște soluții și sperăm să... Am început demersurile, s-a început studiul de fezabilitate, s-au făcut ridicările topo, sperăm, dacă ne ajută Dumnezeu, ca la anul, poate începem și lucrările. În toate cele trei sate, pentru că legea, după cum știți, cea mai mică unitate administrativ-teritorială este comuna, pentru care nu în sat. Deci în toate trei sate. Lucrul ăsta mă bucură foarte tare, pentru că și cetățenii, după cum spuneam, din Tețcan și Gherești, noi sunt tot din comuna Gherești. Să știți că peste foarte mulți, foarte mulți, în special cei care sunt plecați în străinătate, cu care mă întâlnesc, dar gazul metan când se rezolvă? Dar gazul metan când? Sau pe metodele astea de comunicare pe internet, la fel, primesc fel de fel de mesaje. Cu gazul metan, când se rezolvă? Lumea, vedeți că acum cu lemnele, e o problemă și cu lemnele astea, nu prea să mai găsesc, sunt scumpe. Am făcut analize, prețul e cam același preț. Lemnele cu gazul metan. Trebuie să ținem cont că la gaz metan nu mai spargi lemn, nu le depozitezi, nu mai pierzi timp cu ele, plus alt confort. Ai reglat termostatul? Domnule primar, una din metodele mai eficiente în ultimii ani de dezvoltare a comunităților locale sunt aceste grupuri de acțiune locale. Comuna Gherești face parte din GAL... Iași Sud-Vest. Face parte Comuna Gherești. Ce proiecte ați depus acolo și cu ce da. De finanțare? Noi avem un proiect depus pentru achiziționarea unui buldo-excavator. Aici suntem deficitari, nu avem așa ceva în dotare. Avem unul care e dat la casare acum și nu poate fi utilizat, e scos la licitație. Și ne dorim foarte mult, abia aștept, înțeleg de la consultant, că nu s-a dat încă undă verde de la București, de la minister. Așteptăm cu mare nerăbdare lucrul ăsta, pentru că dacă l-am avea, ar fi foarte multe probleme pe care noi le-am putea rezolva cu maximă operativitate. Avem multe probleme cu șanțurile, cu podețele, cu... Dacă am avea acel buldo excavator, sunt sigur că mare parte din aceste probleme le-am eliminat definitiv. Un alt proiect pe care văd că v-ați axat este cel al infrastructurii rutiere și tot prin acest program național de dezvoltare locală. 5.820 de kilometri... 5 kilometri 800... 5 da. Kilometri 800, aproape 6 kilometri. Aproape 6 kilometri. Destul de mult. Este, într-adevăr, destul de mult, da. Dacă sunt străzi pe care chiar să-i impuni să... Nu știu, oamenii, vedeți, sunt mulți acum, vin, vai, aveți o comună frumoasă, chiar în ultima vreme am fost vizitați, ba, de consultanți, ba, de proiectanți, ba, de tot felul de alți oaspeți și unii au rămas de la Transgaz, că acum se înființează și o stație de comprimare aici pe teritoriul comunei noastre, pentru că pe Moldova este deficitar rețeaua din punctul ăsta de vedere al presiunii și se înființează, a fost o dezbatere publică aici, la noi s-a ținut, la căminul, la Centrul de Cultură și Creație. Și mulți dintre oamenii care veneau pentru prima dată aici s-au declarat impresionați, le-au plăcut așa, cum arată comuna noastră. Acum mai sunt străzi destule totuși care trebuie asfaltate, de asta am și început. Care este stadiul de accesare a acestui proiect? Noi avem proiectul depus, așteptăm să vedem dacă se dă undă verde de la... Acum cu problemele astea care apar, știu și eu, stăm și noi. Primăria Gherești este una dintre puținele care în ultimii ani nu s-au preocupat de un sediu. Toate primăriile susțin că
sediul este o carte de vizită a gospodarilor din comună. Văd că aveți intenția de a construi o nouă primărie. Cu ce fonduri și unde anume? Este foarte adevărat, după părerea mea, clădirea primăriei ar trebui să fie o clădire emblematică pentru o comunitate. Ori nu este cazul comunei noastre. Am vizitat câteva primării, vecinii, să vă dau un exemplu, la Cordun am fost, la Tămășeni, altă comună, și sunt multe alte exemple care pot fi date. Și mă prindea somnul vreo 3 nopți, vă spun sincer, aveam senzația că eu să invit pe cineva, chiar mi-ar fi jenă așa să... Pentru că nu corespunde așa cum arată. O vedeți și noastră, clădirea e veche, eu am chemat experți aici, au venit, am vrut să o reabilităm pe asta, pentru că numai că nu are nici fundații, deci nu are nici fundații și nu se poate ci să consolidez dacă... Și atunci am făcut un proiect pentru un sediu nou, tot aici, da, tot prin Planul Național de Dezvoltare Locală. Am depus proiectul, la fel așteptăm și aici, dar din câte am înțeles, șansele sunt minime. Oricum, noi vom demara acțiunea asta. Eu aș vrea să spun, nu am făcut aici modificări de când am intrat, taman în ideea de a nu irosi niște bani, pentru că dacă tot urmează să începem și îl vom începe anul ăsta, sediul ăsta nou de primărie, nu văd ce rost ar avea să cheltuim banii fără rost. Deși am primit fel de fel de... Încă mai stăm... Că știu că va fi de durată, nu pot într-un an sau doi. Noi ne dorim foarte tare să facem lucrul ăsta, dar... Care e valoarea veniturilor proprii la bugetul local și cum stați cu aceste încasări care merg de regulă, mai ales în mediul rural, destul de greu? E adevărat, merg destul de greu, mai ales acum și cu majorările astea de la deșeuri, cu tarifele astea care s-au majorat, este o problemă destul de spinoasă. Lumea, noi avem o hotărâre de Consiliu Local în care, dau un exemplu, dacă să justific, 30 de lei de familie, și sunt unii care nici ăștia 30 de lei nu îi dau. Foarte greu merge cu încasările la... Dar, în general, oamenii sunt conștiincioși și își achită taxele, impozitele, chiar la timp. Nu prea avem noi plată și mai sunt că unele societăți... Capitolul venituri proprii? 1.109.000 lei. 49,59 avem până la ora actuală. Grad de încasare? Da. Mai avem... Debite, sunt societăți care sunt intrate în faliment, mai așteptăm, mai avem de recuperat. Domnule primar, una din preocupările edililor în ultima vreme este și modul în care arată școlile din localitate. Gherești era una din comunele renumite pentru modul în care arătau aceste școli. Ce ați realizat în ultimii ani și care este proiectul acela de crearea unei after school? Noi avem un after school care a fost funcțional. Acum este ieșit din perioada de monitorizare și întrucât a fost retrasă autorizația pentru grădinița actuală, de fapt aia impropriu spus grădiniță. Acolo, de fapt, a fost o casă de naștere înainte. Eu acolo m-am născut, în grădinița aia. Și în urma discuțiilor avute în Consiliul Local, au fost foarte mulți cei care au solicitat să închidem after school-ul. Dânsii consideră că se cheltuie sume prea mari pentru doar 20 de copii. Că atât e capacitatea. Și s-a luat decizia să transformăm after school-ul, îl modificăm, se corespundă tuturor normelor, în grădiniță. Pentru că de la anul se închide și școala de la Gherești Noi. Școala de la Tețcani este deja închisă. Copiii sunt aduși cu microbuzul școlar. De la anul se închide și școala de la Gherești Noi și urmează să-i aducem și pe cei de acolo aici. Și vor fi 3 grupe la grădiniță, începând cu anul școlar 2017-2018. Am făcut demersuri pentru dotarea cu al doilea microbuz. Eu, unul, să fiu foarte sincer, am susținut și after school-ul, pentru că acești 20 de copii, nu știu dacă erau noțiuni cu care nu ar... Da, într-un fel, să zic așa, pentru că lumea la noi
sunt, din păcate, și persoane ca în orice comunitate care înțeleg mai greu că au și niște responsabilități atunci când au copii și că trebuie să muncească pentru ei, să le creeze niște condiții, să se dezvolte armonios pe toate planurile, să trăiască în niște condiții cât de cât. Am văzut că unul din principalele proiecte europene pe care vi l-ați propus este cel legat de înființarea unui cămin cultural. Ce s-a întâmplat cu căminul cultural vechi și ce șanse aveți să accesați aceste fonduri? Proiectul este privind extinderii, modernizare, renovare și dotare cămin cultural. E vorba de căminul cultural din Ghereștii Noi, avem și acolo o clădire chiar în centrul satului, care o putem renova, profitând de această oportunitate, că finanțarea este făcută din fonduri europene, pe măsura 7-6, și aici, la acest proiect, eu l-am început, ca să fiu foarte sincer, în special pentru ansamblul Lunca Moldovei Ghereiești, care anul trecut am plinit 5 ani de la înființare, și care mi-s foarte dragi acești tineri, pentru că își sacrifică din timpul lor pentru a duce mai departe frumoasele noastre dansuri populare românești. Și aveau costume populare, am fost la festivalul roman, zona roman metropolitan, am fost foarte bucuros să merg alături de dumnealor și m-am simțit cu adevărat mândru că aparțin acestei comunități. Ceea ce mă durea pe mine, că, de exemplu, două fete aveau catrințele de un anumit model și celelalte erau alt model. Și am zis, hai să facem un efort, dacă tot am găsit oportunitatea asta. În special, ăsta a fost motivul principal pentru care am început acest proiect și l-am demarat și l-am și depus. Acum așteptăm, sperăm din toată inima să primim finanțare. Alt motiv pentru care am început lucrul ăsta este faptul că putem dota căminul de aici, la Ghereiești, ăsta doar îl dotăm. Și aici intră sistem de sonorizare, intră instrumente muzicale. Ăsta e un alt motiv foarte important. Avem tineri, copii talentați și credem că ar fi bine să vină domni profesori specializați pe diferite instrumente să vină aici să predea, pentru că sunt mai mulți care se pricep la un singur instrument. Și cum avem la Biserica Romano-Catolică fanfară, înființată de părintele Isidor Mocanu, Dumnezeu să-l ierte, și foarte frumos când la o sărbătoare mare a satului, cum a fost și acum de hram, să te acompanieze o fanfară formată din tineri de la noi din sat. La fel ne dorim să înființăm o orchestră la căminul cultural. Un lucru care m-a bucurat la fel de mult este faptul că 5 ani de zile de la accesarea acestui proiect vom fi obligați să desfășurăm activități culturale educative, ceea ce cred eu că pentru o comună este deosebit de important. În condițiile actuale, nu știu, trebuie să ne întâlnim mai des, să socializăm, să schimbăm idei, păreri, să petrecem timpul liber într-un cadru adecvat. Asta mi-am dorit foarte tare. Iar clădirea de la Ghereiești Noi, e păcat să nu profităm, pentru că am auzit o părere a unui domn consilier în ședință și spunea, mai avem un pic și mutăm primăria la Ghereiești Noi. Domnule, dar preferai să rămână o ruină acolo? Dacă ai posibilitatea acum și ai găsit sursa asta de finanțare, de ce să nu profităm de ea? Că ne încadrăm în aia 500 de mii de euro, încă nici nu ne-am ridicat la valoarea maximă, cum ar veni. Deci, îl renovăm, modernizăm și dotăm, iar pe ăsta îl dotăm, am spus, cu sistem de sonorizare, cu costume populare românești, cu vestiare pentru ei, să aibă un să schimbi, să aibă un să le creăm niște condiții așa cum trebuie. Chiar sunt foarte bucuros că îi avem. Una din preocupările din ultima vreme a comunităților locale este realizarea acestui cadastru și intrarea pe programul acela de cadastrare gratuită. Cum vă veți atinge acest obiectiv? Avem în lucru, acum, chiar astăzi, înainte de a veni dumneavoastră, a fost și domnul Drâmboi, cu care avem contract pentru acest program național de cadastrare gratuită a extravilanului. Am demarat, am încheiat contractul dumnealui, întâmpină mari probleme pentru că foarte multe persoane sunt plecate, sunt multe persoane decedate din cei care erau titulari și ne sunt necesare actele de identitate. Lumea e reticentă în a da actul de identitate, crezând că nu știu ce o să facem cu el, dar noi respectăm cadrul legal, nu-l folosim decât pentru ceea ce le spunem, că le folosim, adică aici, pentru întocmirea situațiilor. E un lucru foarte bun dacă profităm de banii ăștia, să facem ordine și să clarificăm situația terenurilor extravilane. Oamenii ar trebui să înțeleagă că e o posibilitate foarte bună oferită de acest program, pentru că ei nu plătesc nimic și beneficiază de aceste lucrări.
Sperăm să găsim înțelegere mai multă din partea dumnealor. Îmi spuneați în discuția pregătitoare acestui interviu, domnule primar, că există pe raza localității dumneavoastră o serie de probleme cu pășunile. În ce constau aceste probleme cu pășunile și cum le vedeți rezolvate? Au fost nenumărate solicitări. Noi, după cum știți, nu ne putem amesteca pe terenurile deținute de persoanele fizice. Aici la noi există și pășuni deținute de către cetățenii din comun și există și pășuni care se află în proprietatea Consiliului Local Ghereiești. Au fost nenumărate discuții că s-a diminuat în decursul timpului suprafața de pășuni datorită schimbării albii râului Moldova. Noi am chemat aici, le-am pus în vedere tuturor să respecte, pentru că fiind terenul diminuat, unii spuneau că dețin mai mult teren, alții că dețin mai puțin. Le-am solicitat la fiecare să vină cu contractele, cu tabele, să verificăm în ce stadiu și dacă într-adevăr au încheiate contracte cu cei care afirmă că au. Și le-am pus în vedere orice problemă au, nu se rezolvă ca în vestul sălbatic, aici avem specialiști la ora actuală, îi avem și putem să-i ajutăm și să reglementeze problema, numai că ceea ce ne depășește competența, nu putem noi să intervenim acolo. Acum am chemat o firmă de cadastrare și cu domnul viceprimar au fost și au delimitat toate suprafețele astea să vedem exact cum stăm, pentru că nu e prea clară situația, nu era prea clară. Iar acum... Spațiile verzi sunt cele care dau acel aspect de prospețime a localității. Am văzut că aveți o preocupare deosebită pentru amenajarea atâtor mai multe spații verzi, mai ales că aici la dumneavoastră știu că există o tradiție atât în cultivarea florilor, cât și acelor andive. Andivele de Ghereiești erau odată renumite. Cum mai există producători din aceștia pe raza comunei? E drept că s-a diminuat un pic numărul dumnealor, dar există încă. La noi sunt o parte din oameni, au asta în sânge, deci nu există niciun an să nu... Și sunt renumiți la nivel național. Se duc în București, pe piață, deci să știi, la Ghereiești. Cu asta, de fapt, suntem noi cunoscuți la nivel național. Cu oina, cu oina și cu andivile. Cultivatori de andive. Și florile de Ghereiești. Și florile, da. Unul din mari e... cum să spun? Producători, care îndrăgeau. Și așa a fost domnul Zăpodeanu Traian. Dumnezeu să-l odihnească, pentru că dânsul era foarte... preocupat de ei și avea fel de fel de... Ba da, sunt sigur că domnul Severus, doamna cu soția dumnealui, cu mama, doamna Victorița, a fost da, secretar, se ocupă, dar dânsul era... Și ce înseamnă această platformă de gunoi pe care vreți să o faceți tocmai pentru continuarea și extinderea acestui proiect? Da, există posibilitatea să depunem proiecte pentru... fie pentru amenajarea unei noi platforme, fie pentru a o mări pe asta, dar acolo să o mărim nu prea avem cine știe ce posibilități și am identificat un alt loc care se încadrează în cerințele pe care le au, trebuie să fie teren neproductiv, trebuie să fie departe de apă, trebuie să fie departe de sat, trebuie să prezinte cale de acces care se afle în proprietatea unității administrativ-teritoriale, deci totul e ok până acum. Și am organizat o dezbatere publică, va avea loc miercuri acum la ora 11, aici am convocat SEGHEA-ul, APM-ul, DSP-ul și bineînțeles cetățenii interesați. Am afișat la panou și o să-i invităm pe toți individual. Platforma existentă la ora actuală este insuficientă. Am scos de la domnul medic veterinar situația cu efectivele de animale, pe categorii, exact cum prevăd normele. Și dispunem de un efectiv destul de mare de animale, se încadrează la fel și cu distanța, că trebuie să nu fie la distanță mai mare de 5 km față de locul unde se produce gunoiul respectiv și noi ne încadrăm cu terenul ăla, avem crescători. Sperăm să reușim să-l termenul de depunere, este data de 30-a 6-a. Și acum, pe ultima sută. Vă mai rămân 3 ani de mandat. Ce preconizați pentru ce proiecte gândiți a materializa în următorii 3 ani, că fără discuție vă veți duce spre un al doilea mandat. Referitor la treaba asta?
Mi-ați adus aminte de o vorbă, ce că ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să se întâmple. Nu e absolut deloc ușoară munca de primar, mai ales dacă îți dorești cu adevărat să faci niște lucruri și chiar pui suflet. Este cazul nostru. Să știți că împreună cu colegul meu, domnul viceprimar Andreeș Pietru, pe care atunci când l-am cooptat în echipă, am ținut cont să fie un om tânăr, bătăios, priceput, cu putere de muncă și, în primul rând, argumentul forte la mine a fost buna credință când am ales să fac. Și, într-adevăr, încercăm să... Ne dorim foarte tare să facem o sală de sport, pentru că Ghereștiul, la tradiția pe care o are în sport, cu biruința Gherești, cu... și la fotbal aveam echipă pe care sperăm să o reînființăm, că la ora actuală nu mai funcționează, dar la Oină, biruința Gherești anul trecut a avut 10 titluri de campioni naționali, la diferite categorii de vârstă. Ne-au bucurat aceste rezultate și atât cât stăm puterea noastră, îi vom susține și în viitor. Deci spuneam, ne dorim foarte tare să facem o sală de sport, unde tinerii să aibă posibilitatea să se întâlnească după program, să joace un tenis, să joace un volei, și o facem, m-aș bucura să reușim să o facem în apropierea școlii. Avem un teren lângă școală acolo, numai că acolo s-a început o grădiniță care nu s-a mai continuat. E o situație mai complicată pe care trebuie să o clarificăm din punct de vedere juridic, să vedem ce putem face. Ne-am dorit foarte tare acolo. La noi tinerii, la ora actuală, se duc la Săboan și închiriază sala cu ora. Nu mi se pare deloc în regulă lucrul ăsta. Sportul este foarte important pentru tineri. Mens sana in corpore sano. Cam astea ar fi principalele proiecte. Vă mulțumim pentru modul sincer în care ați prezentat măsurile și vă urăm succes. Vă mulțumesc din suflet și vă rog să-mi permiteți să urez tuturor locuitorilor comunei Ghereiești multă sănătate și succes în tot ceea ce fac și ne dorim să îi avem alături, să ne susțină, să ne sprijine, pentru că singuri nu putem face minuni. Lucrurile astea se schimbă în bine doar împreună, prin implicare din partea tuturor. Mulțumim foarte mult!